Fetița care s-a oprit în fața casei mele ca să mângâie pisica nu are mai mult de 3 ani. Când o întreb ceva, îți răspunde privind drept în ochii tăi. În acest timp, e total inconștientă de propriul ei trupușor, pe care îl lasă în voia unduirii și sucirii lui naturale. E în întregime ca o algă marină ce se înclină într-o parte și în alta, în voia curenților, fără gânduri și dorințe proprii. E frumoasă în întregime, dar are ceva peste măsură de frumos. Felul cum își ține degetele, într-un fel pe care nu-l vei vedea niciodată la un alt adult. Fiecare pare uitat în altă direcție, ca niște cornițe de melc ce pipăie delicat văzduhul. E o nehotărâre, un abandon, o uitare de sine, pe care le poți numi grație sau frumusețe, dar cel mai bine le numești poezie. Esența poeziei este uitarea de sine, abolirea propriei voințe, a autocontrolului, a eului meschin și egoist, în favoarea unei sublime gratuități. Poezia este fără efort, pentru că nu e nimeni care să facă efortul. Este flexibilă și curgătoare, nu asemenea spiritului tău, ci spiritului tuturor lucrurilor. Ori de câte ori ceea ce faci nu are nici motivație, nici scop, ca atunci când în mijlocul unor gânduri banale îți vine în minte zâmbetul unei foste iubite și zâmbești la rândul tău fără să vrei, în autobuz sau în vreo parcare subterană. De câte ori ce faci se ivește spontan și fără logică, poți spune că ai adus poezia pe lume. Nu e nevoie să o scrii, ea deja există și nu ți-o poate lua nimeni. Poezia nu e arta versurilor, ci puterea de a vedea frumusețea. Nu poți vedea și simți dacă alergi prin viață, urmărind obiective și planuri, pentru că frumusețea este spontană, strălucește deodată, de unde nu te aștepți, cum arde deodată în soare un parbriz sau o oglindă retrovizoare, cum devii deodată conștient de imaginea unui platan cu toate frunzele lui fericite în lumină. Poezia este a clipei, gratuită și inexplicabilă. Nu poți cumpăra sau vinde, fiindcă nu are preț, asemenea aerului. Nu face parte din niciun circuit de valori. N-are nimic a face cu brutalitatea și mercantilismul vieții moderne. Urăște egoismul, carierismul și minciuna. E naturală, asemenea ghețarilor și vâscului. De aceea este întotdeauna revoluționară și antisistem, întotdeauna de temut pentru dictaturi și extremisme de orice fel. Nu ajungi poet scriind poezii, trebuie să fi fost deja înainte. Foarte puține poezii puse pe hârtie conțin de fapt poezie. Un poet care publică volum după volum, aspirând la posteritate și la glorie, nu e un poet adevărat. Un poet adevărat aspiră la bucurie gratuită, la uitarea pentru o clipă a propriului ego. O caută și o găsește acolo unde nimeni nu s-ar fi gândit. De câte ori scrii o poezie, ești pentru o clipă poezie pură, desprinsă de rețeaua socială, politică, economică, motivațională, psihanalitică și oricum mai vreți, care ne sugrumă viețile. Poezia depășește cu mult arta versurilor. O găsești în științe și în matematică, în mistică și în filozofie, în alcool și în sex, în oricare cale de cunoaștere. Poezia ca stare de grație e vârful de diamant al oricărei cunoașteri umane. Nici o lume omenească nu poate fi imaginată în afara frumosului pur, a grației pure, a poeziei pure, așa cum nicio lume nu se poate lipsi de aer.
Ne-am sufocat cu toții, clipă de clipă, în lipsa poeziei. Toți oamenii au fost poeți cândva, înainte de a căpăta un ego. Toți și-au ținut cândva degetele, răsfirate și obăielnic, asemenea cornițelor unui melc. Toți au văzut culorile de 10 ori mai intense decât le vede un om matur. Este starea de grație și miracol la care toți dorim să ne întoarcem pentru binele lumii confuze în care trăim.